E simplu să te duci undeva, de exemplu, la o mănăstire și să crezi că dacă te-ai dus la mănăstire ai folos și în înțelesul că ți se iartă din păcate sau ți se iartă păcatele. Deși dacă nu folosești tainele bisericii, tainele Mântuitorului, Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășire, nu știu dacă ai vreun folos cu adevărat, că te duci la dezlegări, că te duci la masle. Foarte bine, folosiți-vă de toate darurile lui Dumnezeu, dar mai ales de Sfânta Spovedanie și de Sfânta Împărtășire cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, de Sfânta Liturghie, trăiți o viață în așa fel încât darul lui Dumnezeu să fie cu voi și să fie cu noi toți, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.